reprezentăm toți elevii din județul Iași, toți acei 124.000 de elevi din acest județ. Și desigur că ne dorim nu doar ca numărul acesta să crească, ne dorim ca elevii care tocmai au intrat pe băncile școlii să ducă această educație până la capăt, să facă toți acei 12 ani de școală, dar mai ales elevii care au părăsit să își dorească și mai mult să poată să se întoarcă pe băncile școlii. Și de asemenea, noi nu milităm numai pentru respectarea statutului elevului, pentru respectarea drepturilor elevului, dar mai mult de atât, pentru ca fiecare elev din acest județ să trăiască într-un mediu sigur, să meargă la școală într-un mediu sigur, să se simtă în siguranță, să fie tratat cu empatie și cu respect față de profesori, față de colegi, ca niciun pericol de acest fel să îl facă măcar să se gândească la abandonul școlar. Iar în momentul în care această amenințare totuși există, pentru că ne-am dat seama din toate discuțiile de astăzi că există într-adevăr, noi intervenim. Suntem aceia care le fac cunoscută povestea și aceia care le arată că sunt alături de ei și că ne pasă într-adevăr de ce probleme și cu ce se confruntă ei. Suntem în strânsă legătură cu autoritățile locale, cu Primăria Municipiului Iași, cu Inspectoratul Școlar Județean și de fiecare dată când elevii vin la noi pentru că avem contact direct, dacă nu săptămânal, măcar lunar cu fiecare dintre elevii acestui județ, în momentul în care intervine o problemă, orice caz de hărțuire, orice caz în care ei nu se simt în siguranță, cum ar trebui orice elev să se simtă la școală, noi intervenim. Pentru că noi avem această șansă, această vizibilitate destul de largă pentru a le face cunoscută povestea, pentru a trage un semnal de alarmă și împreună cu colaboratori, împreună cu diferite asociații care și ei urmăresc aceleași scopuri pe care le avem și noi să îi ajutăm să le fie bine la școală. În continuare, acest contact direct cu elevii nu numai că ne aduce bucurie, pentru că putem să fim alături de ei, dar ne aduce în egală măsură și câteodată, din păcate, chiar în mai mare măsură, tristețe și dezamăgire. Pentru că v-am zis că noi vrem ca tuturor să le fie în regulă, numai că sunt, din păcate, cazuri în care nu de fiecare dată se întâmplă așa. Și toate cazurile, toate poveștile pe care le-am auzit sunt într-adevăr cutremurătoare. Elevii se simt apropiați de noi dintr-un foarte simplu motiv, pentru că noi suntem poziționați pe aceeași treaptă ca și ei. La rândul nostru suntem și noi elevi. Se simt aproape de noi, simt că noi putem să-i ascultăm pentru că știm prin ceea ce trec și putem să empatizăm și să corelăm cu situația lor. Și în momentul în care auzim povești despre hărțuire, despre abuzuri, despre greutățile cu care ei se confruntă în drumul spre școală și toate acestea care se strâng, toată această presiune care îi face să se gândească că poate abandonul școlar este o soluție pentru ei și poate viața le-ar fi mai ușoară, deși este o mentalitate total greșită, dar există, mă face să înțeleg cât de important este acest proiect, acest pact și cât de important este succesul acestuia. Numai că având în vedere că suntem atât de multe părți implicate și părți doritoare de mai bine, mă îndoiesc că nu ar putea să iasă ceva frumos și sunt total convinsă că va ieși ceva într-adevăr ok și palpabil și vom putea schimba ceva în această societate. În același timp, această problemă a abandonului școlar a fost de foarte multe ori atinsă și la atelierele noastre, pentru că noi inițiem tot felul de proiecte care să-i ajute să înțeleagă că educația este o prioritate și că nu trebuie în niciun rând sacrificată. Și noi în fiecare an mergem prin fiecare școală și le prezentăm acest sistem educațional. Numai că înainte facem și noi un studiu asupra acestui sistem. Și să citesc că România este pe primul loc în Europa cu mame minore, să citesc că în 8 ani se pierde un sfert de generație. Este într-adevăr trist. Și din nou, de ce proiectul acesta este cu adevărat important? De ce scopul nostru, ca și Consiliul Județean al Elevilor, devine anul acesta, nu că nu ar fi fost înainte, numai că este accentuat anul acesta, cum a zis și domnul primar Chirica, educația este o prioritate. Educația nu ar trebui sacrificată, ar trebui menținută la egalitate de aceiași elevi, pentru că toți ar trebui să învățăm și toți ar trebui să avem acest destin clar, informat, în care să fim conștienți de alegerile noastre și să fim conștienți că nu este important să învățăm doar literatură, istorie, cât și educație sanitară. Mulțumesc frumos!